Reprezentanții Partidului Național Liberal Gorj au depus contestația la biroul electoral județean. Liberalii susțin că alegerile pentru funcția de primar al municipiului Târgu Jiu au fost fraudate și prezintă o serie de dovezi în acest sens. În primul rând, nu s-a respectat aproape nicio secție procedura de numărare a voturilor prevăzută de ghidul reprezentantului în biroul electoral al secției de votare, în sensul că n-au fost respectați pașii din ghidul prevăzuți în numărarea buletinelor de vot, pagina 37. Și anume, sigilarea ștampilor, anularea buletinelor neîntrebuințate, desigilarea urnelor, ordinea de numărare a buletinelor de vot, începând cu europarlamentarele și continuând cu Consiliul Local, primar, Consiliul Județean, președintele Consiliului Județean. Buletinul de vot pentru alegerea primarului, rubrica rezervată candidatului PNL, se suprapune față verso cu a candidatului independent Marian Ciufica. Iar când a fost ștampilat, s-a imprimat pe verso și unele voturi au fost anulate, iar altele au fost trecute în dreptul candidatului independent Marian Ciofucă. 272 de pagini de nereguli au fost atașate contestației. Au fost procese verbale semnate în alb. Președinții au pus reprezentanții în secție să semneze procesele verbale în alb și au fost completate ulterior. Adică o fraudă mai mare decât asta. Și sunt publicate pe site-ul AEP. Procesele verbale care au venit la noi din partea titularilor de secții au fost modificate în AEP, nu corespund cu datele ce au fost transmise către noi, de către persoanele noastre din secțiile de votare. Numărul de voturi al partidelor nu coincide cu ce ne-au transmis ei de la numărătoare și cu ce a ajuns în procesele verbale modificate și cele care au fost mai ales scrise semnate în alb. Liberalii mai acuză că s-au umblat în sacii cu voturi pentru că urnele au fost desigilate. Nu au conținut ștampila de control pe ultima pagină. Foarte, nu au fost verificate toate. Foarte multe buletine de vot nu aveau nici culoarea, nici foaia celorlalte, deci calitatea hârtiei era îndoielnică. Da, 5-6 per secție și cel mai important că formula de pe prima pagină procesului verbal nu a bătut cu nimic în foarte multe cazuri. S-a mai încălcat legea electorală în sensul că observatorii, în loc să stea să observe, au intervenit în numărarea voturilor. Peste deci asta înseamnă că efectiv au intervenit și au încălcat procesul electoral. Vi s-a spus de ce în această seară s-au umblat la sacii sigilați? Nu. Ce mai avem? În majoritatea secțiilor de votare nu se închide cheia de vot. Ceea ce reprezintă iar un semn de întrebare. Iar noi, în funcție de toate aceste lucruri pe care le-am făcut în sesizarea noastră, legea prevede ori reluarea procesului electoral, ori renumărarea voturilor. În funcție de asta, probabil biroul electoral de circumscripție va decide. Și membrii din secțiile de votare susțin că a fost haos la alegeri și că pentru o decizie corectă ar trebui renumărarea voturilor. Ca anul ăsta nu a existat atâta dezordine și președinți și la tabletă nu s-au priceput să facă nimic. Am ajuns aici cu picioarele umflate atât, cu tensiune, cu astea. Totul a fost o dezordine, dar n-au știut să lucreze acolo ca să le dea cheia, știți? Și au fost și ca niciodată 5 buletine de vot. Lumea nu ne-a ascultat să le pună unde trebuie și a trebuit să le alegem, să le punem ordine. A nemâncați, uitați picioarele mele mâncate de țânțari, umflate, vai, și a marcat niciodată. Actele au fost făcute, dar tot de noi, președintele, n-a știut să zice, n-a scris o literă sau ceva, deci a fost dezastru. Undeva s-a umblat. Deci, dacă ar fi fost o diferență mare, mare, cred, dar așa de mică, nu, eu cred că ar fi bine ceva să se facă, să se ia o hotărâre, să se verifice chestia asta. Ar fi bine să se renumere. Să se renumere sau... Poate iau o altă soluție, dar nu cred altceva decât renumărat. Sau revotare. Târgujienii sunt convinși însă că nu se va întâmpla acest lucru. Situația care este acum tot așa va rămâne. Prin secție au fost probleme. Și este cum e, pădure fără uscătură nu se poate. Nu cred că diferența e mare, nu. Nu se mai întâmplă nimic, tot așa rămâne. Nu, în niciun caz. Nu s-a acuzat de fraudă. Așa a fost în toți anii. Tot anunță, dar tot cum a ieșit prima dată să termină. Nu va fi. Cred că ar fi bine. E bine să se numere, să fie totul corect.
Da, nu știu. Să nu mai fie suspiciuni. Să nu mai fie. Iulian Popescu a anunțat că și în această seară liberalii se vor aduna în fața biroului electoral județean și vor continua lupta pentru democrație, dreptate și legalitate. Mulțumesc pentru sutele de mesaje și pentru cei care au ieșit în stradă pentru legalitate, dreptate și normalitate. Luptăm pentru democrație și adevăr. Am identificat foarte multe nereguli asupra procesului electoral, printre care procese verbale semnate în alb, modificate din pix, nesemnate și neștampilate, etc. Am anunțat organele penale și am depus sesizări. Vom duce lupta până la capăt pentru contestație, pentru a cere renumărarea voturilor și, dacă va fi cazul, reluarea alegerilor, a transmis Iulian Popescu. Liberalii sunt convinși că pot răsturna rezultatele și câștiga alegerile locale din Târgu Jiu.